Ziua Mondială a Apei a fost astăzi marcată prin activități în mai multe școli din județ. Elevii de clasa 9 din Colegiul Economic Virgil Magiaru Ploiești au pregătit mai multe prezentări despre importanța ecologizării apelor. Eu am făcut o prezentare PowerPoint. În prezentare am încadrat diferite imagini unde locurile au fost amenajate în așa fel încât să fie și statuie și apă. Acestea în Italia, de exemplu, în Franța, în Germania, unde orașele sunt așezate pe marginea apei. În prezentare am spus și despre poluarea apei care ajunge să distrugă apa. La activitate au participat și reprezentanții ai operatorului de apă din municipiul Ploiești. Important că e să înțeleagă de mici care sunt procesele de producție a apei, de ce e important să prezervăm resursele de apă și pe cât posibil ne implicăm în acțiuni de acest gen pentru tineri, pentru că ei trebuie să-și formeze un comportament de când sunt tineri, de când sunt practic în școală. De altfel, aceasta nu este singura activitate promediu în care elevii clasei a 9-a S s-au implicat. Clasa a 9-a S8 de la profilul turism și alimentație reprezintă Colegiul Economic Virgil Magiaru, municipiul Ploiești, în proiectul Gândește Verde, Gândește Curat, care se desfășoară la a șasea ediție. În cadrul acestui proiect, elevii acestei clase au avut activități pe 29 decembrie cu ocazia Zilei Biodiversității și pe 2 februarie cu ocazia Zilelor Umede. Este important ca ploieștenii să fie educați de mici în spiritul ecologizării. Doar printr-o conștientizare generală a acestei problematici putem spera la un mediu mai puțin poluat.